Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil care nu își cunoaște părinții. Nicolae Iorga. Unirea Republicii Moldova cu România. La Mavir nu vă spun, foarte vă spun nimic. Ce parte aveți? Nu a fost bine și a fost înainte. Românii s-au schimbat, sunt deja în moment. Eu nu cred că s-au schimbat tarele. Da, dar eu vreau să vă spun că acolo este integrația în Europa deja de 11 ani. Haideți să nu ne gândim la personalitate, să vorbim de ca țară, ca stat. Câte granturi au ei din Europa, câte fabrici s-au deschis chiar de mașini, Ford, nu știu mai. Toate lor. Salor, europeni au deschis, au deschis locuri de muncă, asta vreau, salariile acolo sunt mai mari. Diplomele sunt recunoscute în... Nu știu. Dar cum credeți, cum ar trebui să acționăm ca să fie unirea asta, ca să ne fim un stat pro-european, totuși să ne modernizăm, să avem salarii mari. Dar de ce să nu fiu și eu de rând cu Europa, decât și-și mă gândesc un european și salariu primești și antiplus la asta și pensii primești. Ca și să primesc un salariu normal și stabilit la mine Moldova, eu n-aș fi nevoit să plec peste hotare. România mea frumoasă. Dacă mâine ar fi un referendum, cum ați votat? Pentru integrare în Europa sau contra? Nu știu, normal că e pentru. Ok, dar dacă această integrare ar avea loc prin unirea cu România? Da, mă, aici nu-ți pot zice. Dar cu cine mai bine, cu Europa sau cu Rusia? Noi suntem pentru integrare în Europa. De tot în Europa. Carpați până la Gâmbie. Ce părere aveți despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană? Trebuie. Și dacă ar avea prin unire cu România? Ok, dar de ce sunteți contra unirii cu România? Eu știu țara patru. Înțelegi că cea mai eficientă cale de a ne integra în Europa este unirea cu România. Acum credeți, care ar fi altă soluție de a ne integra în Europa fără ca să ne punem cu România? Dar cine o poate? Înțelegi, 27 de ani deja suntem independenți, da? Nu putem să facem nimic. Aparte, practic imposibil spre integrarea Republicii Moldova în Europa. Dumneavoastră ce părere aveți? Părere pozitive. Suntem pentru aceea, pentru integrare, numai că nu știm în care parte, în ce direcție se mișcă Republica Moldova. Tu, dacă ar fi un referent, v-ați votat pentru România? Pentru unire? Inima română, că vorbim aceeași limbă română, că avem aceleași idealuri românești.